Nu vă deranjează că Putin tot demilitarizare vrea? Putin în Ucraina tot demilitarizare vrea. Nici cu Putin, nici cu Biden. Nu vă deranjează? Nici cu Putin, nici cu Biden. Știi, Veda, că Putin de asta a invadat Ucraina, că vrea demilitarizare, mă rog, și denazificare. Păi da, mă, dar asta e varianta, asta e vrăjeala lor. E vrăjeală, dar mi se pare totuși ciudat să ieși cu mesajul lui Putin. Nu trebuie neapărat să pe lor. Nu e mesajul lui care e Putin. E pretextul lui de a invada Ucraina. Ei, eu zic o grămadă de minciuni și o grămadă de căcaturi. Nu poți să renunți la niște concepte și la niște cuvinte super importante. Dar imaginează-ți că Ucraina era demilitarizată, mai rezista acum? Imaginează-ți că era neutră ca Republica Moldova. Băi, nu, nu e așa simplu. Nu, nu e simplu, da. Noi nu suntem, știi, elitele militare și politice care să ia decizii. Noi reprezentăm o anumită poziție, înțelegi? Oricum, pacifistă. Ucraina nu ar rezista. Și dacă pacifistă și de demilitarizare, compară diferit. Puțin armata Ucrainei cu armata rusă. Ucraina nu, nu are nicio șansă. Soluția la acest război este diplomația, nu este să se mai continue, să se mai dea arme, să se mai dea sancțiuni, este să ajungă la o înțelegere diplomatică. Cum să pierde Rusia în fața Ucrainei? Da. Cu arme. Asta ce vrea. El nu vrea discriminare pe bază de certificat digital. Sunteți din Ucraina?
Здравствуйте. Я из Молдовы. Меня зовут Олег. Здесь протест против войны. Мы тоже убегаем от войны. Понятно. Откуда? Ивано-Франковск. А. Близко к Черновцам. Да. Помню, кажется, был однажды во время Советского Союза на соревновании. Где живете здесь? В отеле. Отель. Пока, да. Ага. И намерена остаться в Румынии? Переедем в Польшу. В Польшу лучше, да? Мы же языка хоть, этого хоть не понимаем. Хоть чуть-чуть понимаете, да, там, да. Или Болгария, или Польша, да. Я так и знаю. Здоровья вам и мира. Спасибо. Спасибо. Am zis că vin din Ivano-Frankovsk și se gândesc să ajungă. Statul rus a acționat represiv împotriva oricărei încercări de organizare a unor manifestații antirăzboi pe teritoriul rus. Suntem solidari cu toți cei iubesc pacea, însă pentru asta aceștia trebuie să organizeze la fel de bine ca cei care iubesc războiul. Nu războiului, vrem pace, nu război. 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 Suntem solidari cu oamenii de rând, atât cei care fug din Ucraina din fața războiului, cât și cei care sunt înrolați în armata rusă fără voia lor sau care sunt supuși unui regim oligarhic și represiv. Solidaritate cu toți cei din clasa muncitoare din ambele țări. Vrem pace, nu război. 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 Refuzăm să ne angrenăm în orice luptă nu ne aparține. Mai întreba dacă nu ne deranjează că folosim același cuvânt ca și Putin de militarizare. Da, da. Ce fel de militarizare aia în care intri cu propria forță armată într-o... Ca să distrugi armata vecinului. Să-i distrugi armata vecinului și el apoi... El steme să nu fie atacat și distrugi armata vecinului. Și apoi o să plece de acolo armata rusă. Aia e de militarizare. Alea să plece. E trist. Nu credeam că ajungem cumva în viețile noastre să mai vedem asemenea cetățile. Oamenii aceia chiar suferă, nu știu cât sunt în noi. Când ne trezim dimineața, mergem, bem o cafea. Nu știu, și apunem televizorul și ne uităm, nu știu câți dintre noi. Cu adevărat, empatizăm cu oamenii, simțim ce sunt ei. Adică nici măcar nu ne putem imagina să fie alungat în propria casă, pentru că pică bombe din cer. E de-a dreptul absurd. Suntem, nu știu, după părerea mea cel puțin, orice fel de conflict se poate rezolva prin cuvinte. Orice fel de conflict. Și dacă sunt oameni care nu acceptă chestia asta, oamenii nu au voie să ne conducă. Pentru că masa de oameni nu vrea război. Asta e manifest. Oamenii sunt diferiți. Unii sunt educați cu spiritul războiului și vor. Război și în Federația Rusă și în Ucraina sunt unii dornici de răzbunare, de supremație. Și apoi, ce se încearcă să facă acum? Vor să reinstaureze pacea, da? Trimițând arme acolo. Serios? Armele o să aducă pacea? E ceva absurd. Mă rog, după opinia altora, nu. Pentru că ai spune că da, s-au înarmat, i-au speriat. Dar ni se pare nou că se sperie rușii de armele lor? În contră, trăim acum sub amenințarea unei bombe nucleare. Din nou, e o absurditate care n-ar trebui să întâmple în secolul ăsta.
Dar cine organizează protestul ăsta în vest? Un grup de studenți de nu știu unde? Nu știu sincer exact. Da, ai văzut pe Facebook și ai da, nu, sunt cu prietenul meu. Am simpatizat cu ideea și am zis ok. O să vin și eu. Mersi. Documentați pentru YouTube? YouTube, Curaj TV. Da? Mai devreme am fost live pe Curaj TV. Da. Și aveți aici concurență. Da. Dar ar vrea să ne delimităm cât păi se da, a avut grijă jandarmeria să fiți separați.